Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la sinaxarul zilei de 25 iulie. Astăzi facem pomenirea. Adormirea Sfintei Ana, mama preasfintei născătoare de Dumnezeu. Sfintei cuvioase Eupraxia din Tabena. Sfinților 165 de părinți participanți la sinodul al V-lea ecumenic de la Constantinopol în anul 553. Sfintei cuvioase Olimpiada, diaconița din Constantinopol. Sfântului Silvan de la Lavra Sfântului Serghie. Sfântului Mucenic Sact. Sfântului Mucenic Matur. Și Sfinților Mucenici Atal și Blandian. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă, multă prosperitate lor și familiilor lor. Iar pe voi pe toți vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța, spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Vă aștept cu drag, dragi prieteni, și la alte filmări. Doamne ajută!